Astăzi am încercat mâncarea de la diferite restaurante amendate sau chiar închise de ANPC pentru a vedea dacă s-au conformat în urma sancțiunilor primite. Fraților, am venit la restaurantul Nasser 3 pe strada Fluierului, fix aici lângă ProTV și acest restaurant a fost amendat de ANPC cu 10.000 de lei pentru că aveam mai multe nereguli în bucătărie, la modul că o să vă pun și niște imagini pe ecran. Aveau niște jec pe la congelator, niște gheață se făcuse în congelator, ceva problemă cu ambalajele, mă rog, în fine. Eu zic că s-au conformat, având în vedere că sunt deschiși. Restaurantul arată destul de interesant, sincer. E mai mult o casă aici, e o casă cu o curte și practic noi stăm în curtea casei, cum ar veni. Dar arată destul de ok. Avem un ventilator aici căzut pe jos și ce mi s-a părut foarte amuzant e că oamenii au mărit prețurile și gen n-au schimbat meniu. Au pus niște etichete în meniu care arată foarte, foarte urât. Până la urmă, fiecare își gestionează business-ul cum vrea. Hai să testăm mâncarea. Ne-am luat așa, ne-am luat un hummus cu vită, după cum puteți observa, și muguri de pin. Ne-a venit orezul ăsta pentru că ne-am luat și un rasasfur. Văd că avem o musculiță aici. Mă rog, rasasfurul ăsta chițu a crezut că e ciorbă, dar în fine, las-o așa. Hai să vedem cum este hummusul. Eu sunt mare fan hummus. Mamă, dar vita asta e cam lipicioasă așa ea. Și prețuri destul de mari, adică dacă mă întrebați pe mine, hummusul ăsta e 37 de lei, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. E bun humusul, e un pic înnecăcios așa, dar e foarte bun, într-adevăr. Nu e ca la de la Duman, dar am mâncat și humus mai prost. Acum hai să vedem rasasfurul ăsta, mamă, frige, mâncați și gura ta. Dacă nu știți ce este rasasfurul, este vită în sos de rodie cu ceapă. Eu nu-mi place ceapa, dar cred că-i dă un gust bun. Mamă, frige rău. Vita nu e extraordinară, trebuie să mestec ceva la ea. Și sosul e ok. După cum vedeți, farfurile arată destul de basic. Eu zic că la prețurile astea se putea un pic mai bine. Încă mestec la Vita, gen. Hai să vedem și orezelul ăsta, ce zicem. Asta e un orez basic. Dacă mă întrebați, n-aș mai veni aici. Fraților, noi am terminat de mâncat. După cum vedeți, am mai rămas mâncare. Asta e tot ce ne-am luat noi în doi oameni. Am plătit și nota, fraților, 1.200.000. Avem așa, rasasfur de vită, 48 de lei. Nu știu exact prețurile, cum sunt chiar exact la alte restaurante, dar mi se pare cam mult, 50 de lei pe porția de mâncare. Într-adevăr, era cu vită, cu alea, dar am văzut că la pui costa exact la fel. 37 de lei humus cu carne, 23 freci de portocale și 12 lei și-a luat chițul un suc. Dar avem și ceva bun de zis, am primit desertel la pachet. Ia vedeți, avem două caserole, avem aici niște baclava și mai multe din astea și nu știu cum se cheamă. Dacă mă întrebați câte steluțe i-aș da, 3 steluțe jumate. 3 steluțe jumate, adică nota 7. Fraților, am venit la Casa Diham de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu și când am ajuns, ce să vedeți, este permanently closed. Dar au avut și ei niște nereguli și au luat amendă. Deci fiți atenți, TikTok-ul este din 7-a 3-a 2023, da? Ia să vedem. Materii prime semi-preparate depozitate în agregate frigorifice fără a avea etichetă, produse alimentare cu dată limită de consum depășită, carnea fiertă porționată depozitată separat de zeama de ciorbă, nasol, prezenta plăci de gresie sparte, fisurate, lipsă buletin verificare metrologică, lipsă grafic schimbare ulei, lipsă alergeni. S-a înmânat invitație pentru data de 7-a 3-a 2023, dar văd că nu și-au luat nicio amendă. Este permanently closed, deci nu mai putem să mergem. 4,1 notă, da, pe Google. Am fost pe data de 12 iulie 2023. Să mănânci și să curgă apele pe tine din cauza căldurii. 3-4 ventilatoare și atât. Nu un aer condiționat sau măcar din acela mobil să dea ceva răcoare printre mese. Un loc unde se mănâncă bine și te simți foarte bine în orice parte a zilei de circa 4 ani și ceva încoace. Bă, n-a fost niciodată, dar sincer chiar arăta un loc unde se mănâncă de toate și te simți relativ bine și bei o bere la draft, dar se pare că astăzi nu avem plăcerea să facem asta, continuăm cu celălalt restaurant. Fraților, am venit la Mesopotamia, suntem în mall și ne-am luat un meniu din ăsta la pachet, la farfurie. E bine, ei au fost amendați cu 12.000 de lei pentru că, scrie aici, au avut un kebab preparat finit pe care l-au congelat și după aia l-au repus spre vânzare, ceea ce nu prea ai voie să faci. Era carnea cu niște gheață așa pe aia, după cum am văzut în videoclip, materii prime și semi-preparate fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare, cât și data de consum pentru a se putea stabili confruntate acestora și spațiul de depozitare tip cameră frig, sistemul de ventilație prin care recircula aerul, prezenta acumulare de impurități. Pe lângă asta, aș fi mâncat și o liniște, dar sunt băieții ăștia aici pe masă care se uită aici la mine în gura mea. Uitați-vă și voi, fac contact vizual cu Zăsami, cu Imogen, cu Jaxi, cu toți băieții, gen bun, și s-a părut foarte amuzant când am văzut, sincer. Ia să vedem cam așa arată situația. Sincer, ce nu-mi place mie la Mesopotamia e faptul că nu pot să-mi aleg eu ce vreau să-mi pun în ăsta. Adică și dacă mi-am la lipie, nu pot să-mi aleg eu ca la Dristor. Baga aia, 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 nu, mi-l face așa, basic, gen. Hai să vedem, este carne de curcan, hai să vedem cum se prezintă. A costat 34 de lei toată asta, ceea, tot cu sosul, sosulețul ăsta. Mie mi se pare foarte bun la preț, dacă mă întrebați pe mine. Vă dați seama că nu e niciun fel de reclamă în clipul ăsta, adică nu cred că are sens să mai vorbim despre asta. Într-adevăr, nu arată senzațional, dar e important de cum e la gust.
E foarte subțire, n-are gust așa, zici că mănânc piele. Cartofii sunt aia basic, congelați de peste tot. Un pic am sărată toată situația de aici și cartofii sunt foarte sărați. Și sărată, sărată și carnea e sărată. Mie nu-mi place personal. Acum, mai mult de atât, nu știu ce să vă zic. O să-i dau nota 5 pentru că are un preț bun și e comestibil. Mie personal nu-mi place. Scrieți-mi în comentarii dacă voi mânca la Mesopotamia, pentru că eu nu înțeleg cum au atâtea restaurante, frate. Mi se pare că au foarte multe restaurante și gen, mi se pare că dacă au alte restaurante, înseamnă că trebuie să meargă treaba brice și nebună, adică foarte bine dacă le merge treaba, dar mie personal pot să spun că nu mi-a plăcut atât de mult. Am luat doar o gură, sunt foarte plin. Scrieți-mi în comentarii și părerile voastre. Fraților, suntem la Arogant, care au fost amendați de ANPC pentru că au schimbat data de expirare pe unele produse. O să vedeți și voi TikTok-ul pentru că o să vi-l pun pe ecran. Eu am mai fost așa de câteva ori, dar acum am fost plăcut surprins pentru că văd că au adăugat chestii meniu, au adăugat chestii libaneze, sushi și mai multe nebunii. Și mi se pare chiar foarte tare și ne-am luat evident un humus cu vită, dacă am avut ocazia, știți că este nebunii după humus cu vită, un șarhat de vită și un șarhat de pui. Deci prima dată luăm așa niște lipiuțe din asta. Am cerut fără pătrunjel de asta, dar e ok. Băi, foarte bun, e chiar foarte bun, wow, de foarte rece. Hai să vedem și sarhatul ăsta de vită. Mamă, cât de bun ăsta. Și nu știu, 50 și ceva de lei pentru un bol plin de vită. Mi se pare un preț chiar ok. Hai să încercăm și sarhatul de pui. Bă, și puiul, foarte bun pentru un pui, care plăsa, pui nu prea ce să-i faci să fie bun. Mâncarea, pot să zic, 9 din 10, e bună pe bune. Înainte nu-mi plăcea foarte mult să mănânc aici, pentru că era selecția destul de limitată la mâncare, dar acum am ce să mănânc, se pare tare rău genul. Fraților, am plătit și nota 228 de lei, mi se pare foarte mult dacă mă întrebați pe mine, de un preț destul de mare. Într-adevăr, e și zona locarului de pe Decebal. În concluzie, cred că o să-i dau nota 7... 50, dădeam 8 dacă nu era humusul așa rece și nici nu era atât de bun la gust și prețul un pic cam mare, dacă mă întrebați. Asta e părerea mea. Fraților, am venit până la Rainbow Coffee, tot pe bulevardul Decebal și acum că am ajuns, am văzut că este doar cu băuturi. Mai mult sunt băuturi alcoolice, beri interesante și chestii, dar noi că am venit cu mașina nu prea putem să ne bucurăm de ele și nu o să stăm înăuntru. După filmările de le-am văzut pe TikTok, într-adevăr, se vede foarte urât, dar mă gândeam că, bă, se mănâncă, se alea, știți ce zic, și am văzut că au două cafele, 50 de tipuri de beri și 50 de tipuri de cocktailuri, deci nu e pentru noi astăzi că am venit cu mașina. O să vă las filmările atașate pe ecran, dar mi se pare foarte drăguț în schimb localul. Adică stă așa cu băncuțe, foarte multe mese, gen exagerat de multe mese. Și stai așa și bei o cafeluță și stai pe laptop, e piață bună, te bucuri de natură. N-am stat să intrăm să vedem dacă s-au remediat situația, dar sigur s-a remediat, având în vedere că localul încă funcționează. Și chiar ziceam în cavajgura voastră, mamă, că nu mai pot să mănânc, am mâncat mult la Arogant și că nu mai pot. Ce să vedeți, am ajuns aici și e doar cu băutură. Așa că mergem la următor. Fraților, suntem și cu Ioana, am recuperat de la salon și suntem la Pescobar, la Taverna Racilor. Vreau să vă spun pentru început că eu și cu Ioana suntem mari fani Pescobar. N-am mers până acum la Oyster Bar, n-am mers niciodată aici pe Răstrău. Da, la Oyster Bar e bun rău. Foarte frumos aici pe Răstrău, vezi lacul frumos, se vede foarte frumos. Și momentan am luat niște icre, deci icrele de la Oyster sunt bune rău. Hai să le vedem și pe astea de aici. Mie îmi plac rău icrele, dar doar aia de crapă. Cred că știți cu toții scandalul ce s-a întâmplat aici, mă rog, s-a închis restaurantul, s-a redeschis. Mie mi se pare că oamenii sunt cărcotași, mâncare e foarte bună. Păi, important e că s-au remediat ce probleme au fost. Ia să vedem cum sunt icrele astea. Au foarte multă ceapă, mie nu-mi place ceapa. O să evit ceapa. Mamă, cum sunt super cremoase. Sunt foarte diferite icrele astea față de icrele normale de la restaurant. Asta seamănă așa ca o cremă, ca o pastă, nu știu. Și noi pentru că am toată ziua așa la doar Ivana, o tigaie picantă cu mai multe fructe de mare. Să vedem aia cum e. Eu zic că o să fie destul de bună. Da. Foarte bune icrele. Deci pentru mine icrele astea cred că sunt cele mai bune. N-am mâncat în România icre mai bune ca astea, pe bune gen. Și hai să vedem și tigaia picantă. Cavajgura voastră, e ora 5 și 10 și deja e întuneric. Dar ia vedeți, am primit astea așa din partea casei. Deci arată senzațional gen. Hai să facem taste test. Deci, mai ales ia, nu că... ia tu pe ăsta colorat, că pare că îți place mai multe cu roz, așa e mai de fete, știi? Dar scurează ce-i crema asta. Mamă, deci ăsta? E o pistică asta, mie nu-mi place pisticul. Mamă, deci ăsta are ceva cu cafea, are ceva cu biscuit jos și are frișca asta. Asta e bezea. Bezea, bezea, bezea. Ba da, bravo. Vă place tortul cu fructe? Să iei o gură de tort, să aibă fruct în el, mi se pare. Dezamăgirea totală. Bă, gen, e trist, așa, nu știu, nu înțeleg oamenii care mănâncă. Odată am primit ori diploma de ziua mea și am plâns de supărare. Mamă, ai o notă? Per total sau? Per total, da. Îi dau nota 9 pentru că rămâne 5 lei.
Băi nene, deci mă enervează de mor că se face seara așa de vreme. E ora 5 jumate, bă nene, e noapte afară, deci nu mai suport. Am plătit 250 de lei, într-adevăr, un pic piperat prețul dacă mă întrebați, dar până la urmă, loc de parcare frumos la 5 metri de restaurant, lac frumos, mâncarea excepțională și, ce credeți, am plecat și cu mâncare, da? Hai să vă fac așa un haul. Am luat pâinile la pachet să nu-l dezinu, dar dacă sunt bune, ce să facem? Și vedeți că au și șmecherie de-asta, apă înfoliat frumos, da? Am mai luat și a luat jumate de porție de creveți ție aia picante, sunteți nebuni? Și ce mai e aici? A, o gură de icre! Noi suntem mai amăt, bă, dacă am dat banii, dăm și mâncarea la pachet, ești nebun? Deci, așa pe final, ce pot să zic? Deci chiar mi-a plăcut experiența, nota 9, 4,5 steluțe, foarte tare!